Bună, dragii mei! Astăzi am să fac o etalare pentru relații, pentru dragoste, să vedem ce vești vor veni în curând, în viitorul apropiat, de la persoana iubită. Ce vești vin de la această persoană? Vor veni vești bune, vor veni vești proaste? Ce aflați despre ea sau de la ea, chiar direct de la această persoană? Așadar, dacă aveți o anumită persoană la care vă gândiți, pe care o iubiți și vreți să știți ce vești veți afla de la aceasta sau ce vești veți afla despre aceasta, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele, piatra verde, prima, alba, a doua, roșie, a treia, și să vedem ce vești vor fi în curând de la persoana iubită. Și am să încep cu prima variantă. Să vedem ce vești. S-a și grăbit la voi, să nu ce s-a grăbit. Magicianul. Chiar vine o veste, deci chiar vine ceva neașteptat, chiar se schimbă ceva, chiar vine o noutate. Ori invitație, ori o dragoste, se renaște ceva între voi. Poate veni și un dar de la această persoană, un cadou. O veste, o întâlnire poate fi. Pare chiar ceva pe neașteptat, da? Haideți să mai vedem. Și dragoste. Deci, mai frumos de atât ce poate să fie. Deci, la voi pot să spun că în viitor apropiat ce veți afla, poate chiar va fi o cerere în căsătorie. Pentru că aici îmi apare magicianul, îmi apare doiul de cupe și treiul de cupe. Deci asta înseamnă chiar poate propunere în căsătorie. Poate, deci, veștile care vin de la această persoană, dacă sunteți împreună cu ea și aveți o relație cu această persoană, pot să spun că sunt vești de căsătorie, de păcare, de revedere, de să vă mutați împreună, aveți evenimente, aveți de sărbătorit. Dacă nu mai sunteți cu această persoană, se întâmplă un miracol, e foarte posibil să apară șansa de a vă împăca cu aceasta, de a vă întâlni pe neașteptate, de a vă... Deci credința va face, deci dacă sunteți persoane care sunteți credincioase și aveți credință, este foarte posibil, pentru că văd aici niște evenimente, niște miracole care se întâmplă, niște idei geniale care vă vin. Da? Deci aflați ceva deosebit, veți descoperi cum să vă împăcați cu această persoană. Ori la o petrecere, la mai multe, mă veți fi într-un anturaj, ori că această persoană chiar vă va căuta, chiar se va întoarce la voi. Aici mi-apare dragoste împărtășită, comunicare, da, deci armonie, pace, împăcare. Și aveți și acest trei de cupe care îmi vorbește de petrecere, de sărbătoare, de perioadă de vacanță, o perioadă în care veți fi foarte, foarte fericiți. Da? Deci chiar că veți avea cum să spun, fiți pozitivi, pentru că eforturile voastre vor fi răsplătite, toată așteptarea voastră se merită. Deci pare că pentru voi viitorul va aduce foarte multe reușite, va fi o foarte mare atracție poate între voi. Deci este foarte posibil să fie o foarte mare, cu toate că să știți că există și o anumită rivalitate. Mai există cineva, dar se face dreptate, pentru că mi-a apărut justiția. Deci există poate șansa de împăcare, pentru că meritați, pentru că eforturile voastre ați fost o persoană serioasă, o persoană care v-ați demonstrat fidelitatea, care v-ați demonstrat, să zic, ați așteptat, văd aici că sunteți într-o așteptare, da? Într-o așteptare, voi sunteți tot într-o așteptare. Deci veți primi vești de la această persoană că așteaptă parcă un semn de la voi, această persoană. Aș putea să spun aici, după cum simt eu aceste energii și le văd, pot să spun că acea persoană la care voi vă gândiți așteaptă un semn de la voi. E în așteptare și voi ca și cealaltă. Deci vă văd aici și cealaltă persoană e într-o așteptare, așteaptă niște rezultate, vrea să vadă dacă într-adevăr îl iubiți, o iubiți, vrea să știe, vrea să vadă. Și lucrurile se pot petrece pe neașteptate, așa, ca prin miracol, ca prin, vă veți da seama unul de celălalt, poate, că sunteți unul pentru altul, că sunteți suflete pereche, există o mare dorință de a vă face, și cealaltă persoană își dorește foarte mult să aibă o familie, să aibă o relație, să aibă acel suflet pereche de care are nevoie. Și văd că apare aici justiția. Justiția vorbește de echilibru, de o pasiune
o pasiune care liniștită, adică va aduce mult echilibru, multă pace, să zic așa, cu toate că există într-adevăr o rivalitate, deci există, va trebui poate să vă străduiți să vă faceți dreptate. Deci poate că între voi există și, într-un fel, va trebui și voi să demonstrați că ați fost nevinovați, că sunteți nevinovați, că dacă ați fost acuzați de ceva, nu a fost vina voastră, deci va trebui poate și voi să vă străduiți, să faceți niște eforturi, să vă faceți dreptate și se vă poate face. Deci, văd aici că viitorul care vine la voi, pentru cei care sunteți într-o relație, va fi foarte bun. Cu toate că veți mai avea niște rivalități, să știți. Rivalitățile pot să vină și din persoane care vor să vă pună la încercare, să zic așa, echilibru, pacea, liniștea, vor să vadă dacă sunteți o persoană echilibrată, vor să vadă dacă sunteți o persoană care vă ieșiți repede din fire sau care sunteți fidelă sau. Deci, posibil să aveți niște persoane care mai încearcă să se bage între voi sau să vă provoace sau să vă ispitească. Deci, e foarte posibil acest lucru. Dar, în general, văd că de la voi veștile care vin de la persoana iubită sunt foarte bune. Da? Deci, pentru prima variantă cu piatra verde, iar care nu sunteți în relație cu această persoană, e foarte posibil să aflați că divorțează. Că se desparte de o altă persoană. Deci s-ar putea să se întoarcă la voi. Există foarte mare atracție. Da? Există, deci există șanse. Haideți să vedem dacă așa va fi. Sunt acum o carte și da, e posibil aici, dar să știți că contează foarte mult poate banii. Aici depinde poate și de bani. De ceea ce aveți să-i oferiți. De ceea ce îi oferiți celelalte persoane. Văd că e foarte posibil să fie. E o persoană care își vrea. Contează foarte mult ce oferiți. Dacă oferiți această împărăteasă, această femeie, sunteți această. Dacă el e bărbat. Iar dacă sunteți bărbat, e posibil. Dacă respectați această femeie, libertatea, pentru că împărăteasa vorbește despre o femeie care îi place să, care vrea să fie în centrul atenției, care conduce și vrea să-i fie recunoscute meritele. Deci, pentru că vrea să-și atingă, deci ținta ei este să fie o femeie independentă și liberă, să aibă un partener egal, nu unul care să o țină sub papuc. Nici ea nu vrea să țină sub papuc, dar nici nu vrea să fie ținută sub papuc. Deci vrea egalitate, exact ce a ieșit aici din prima carte, da? Suflete pereche, persoane care își împărtășesc dragostea. Și să apară și copil, poate, da? Deci să aibă de petrecut, să aibă evenimente, să fie o relație serioasă. Deci e posibil pentru voi, care v-ați ales prima variantă, veștile care vin către voi să fie, o să fie pe neașteptate, să fie pozitive, să fie invitație undeva, la o petrecere, la o împăcare, sau să vă facă o declarație de dragoste, să vă facă o cerere în căsătorie, să vă spună că vă iubește, dar să știți că puteți să vă mai așteptați și la discuții, la niște provocări, pentru că vrea să vă vadă cât de echilibrați sunteți, dacă v-ați găsit echilibru, dacă sunteți drepte și corecte și cinstite sau drept, corect și cinstiți. Deci, discuții o să mai apară, pentru că mai sunt niște rivalități. Rivalitățile pot veni și din familie, din rude, prieteni, da, pot veni, pentru că sunt, e de făcut niște clarificări, poate. Deci, e de făcut de niște clarificări, să știi exact pe cine vrei, să știi exact ce vrei. Da? Pentru că mai sunt niște bârfe, niște discuții, persoane care poate încearcă să strice cuibul, să zic așa. Dar e o așteptare. Deci văd aici că cealaltă persoană așteaptă parcă, vrea să așteaptă poate momentul potrivit. Așteaptă momentul potrivit în care să vă spună ce simte, ce vrea. Așteaptă să vadă și ce fel, cum vă comportați voi. Da? Deci văd că totuși pentru voi există mari șanse ca veștile care vin de la cealaltă persoană să fie chiar de căsătorie, de cerere în căsătorie. Și haideți să vedem și la sau, mă rog, dragoste împărtășită, reîntoarcere, împăcare. Haideți să vedem și la a doua variantă. Ce vești vin de la persoana iubită în curând? Ce vă puteți voi aștepta? Ce veți primi de la persoana iubită? Ce vești vin de la aceasta sau despre aceasta? Și la această persoană vrea să-și atingă o țintă. E nevoie de răbdare. Nu trebuie forțate lucrurile. Haideți să vedem. Wow. Vești la voi, să știți că vor veni vești. Vești vin, să știți, dar e, cum să spun, sunt niște frici, niște temeri aici, niște
provocări și la voi, sunt niște provocări. E nevoie, poate, e o persoană care e puțin mai particulară, e o persoană care e puțin mai ieșită din comun, care e imprevizibilă, nu știi la ce să te aștepți de la această persoană. Are poate și niște obișnuințe, niște vici, niște capricii ale sale, e atașată și de bani, poate, are niște slăbiciuni, are și niște frici, are și niște temeri, are și niște provocări, să zic așa, niște... Și voi parcă aveți, nu știu cum să zic, e într-un fel posedată, într-un fel, are o nebunie. Da, pot să spun, are o nebunie, da? E chiar așa. Are o nebunie, are ceva, da? Fiecare are câte o păsărică, dar la această persoană pare că sunt totuși mai multe, din mai multe direcții, pe mai multe planuri. Da? Și are momente când urcă și coboară, când face, deci riscă, face lucruri, acțiuni riscante, ori nu face nimic, ori face prea multe sau prea riscant, da? Deci își iese din fire, poate. E mai, deci vrea bani, pot să spun că vrea bani. E o persoană care își dorește să câștige bani, vrea să-și facă dreptate, vrea să demonstreze că poate să câștige foarte mulți bani. Așteptați-vă, pentru unii s-ar putea să aflați și că a câștigat la loterie, că a făcut o investiție care a adus mari profituri, dar pentru alții puteți să aflați că are niște probleme cu legea pentru niște câștiguri de bani. Ia să vedem. Veștile vor fi, da, e posibil că această persoană la care voi v-ați gândit este o persoană care îi place și viața de petrecere, de lux sau viața mai ușoară și își câștigă banii pentru că am zis face niște acțiuni nebunești, face niște acțiuni riscante. Poate că această persoană la care v-ați gândit, dacă e femeie, poate că vrea să fie, să se ocupe mai mult de frumusețe, de sănătate, vrea o situație materială bună, vrea un copil, poate, sau e împreună cu copilul și dorește pentru copil tot ce e mai bun, tot ce e mai frumos. Are niște regrete, totuși, are niște aduceri aminte despre trecut. În virtutea trecutului vă poate chiar ierta, chiar are nostalgii, are tentația să se întoarcă înapoi. Iar dacă sunteți împreună cu această persoană, există vești în care totuși vă propune ceva, poate o idee nebunească. Orică vrea un copil, poate și acest lucru, cu toate că sunt poate sunt niște momente care nu sunt întotdeauna pozitive, sau chiar vă poate spune că a rămas însărcinată dacă e femeie, spre exemplu. Iar dacă e bărbat, poate să vă spună că are o afacere care va aduce mulți bani sau veți afla despre această persoană că se ocupă cu afaceri, face bani din afaceri puțin cam... legate de plăceri, de orică de vacanțe, spre exemplu, că face... Că sunt niște idei nebunești aici. Deci aici sunt niște idei riscante, care totuși aduc bani, dar sunt legate și de niște vicii, de niște compromisuri, de niște, să zic așa, niște o viață de lux, de plăcere, într-un fel sau altul, da? Destinul vă va scoate în cale. Deci eu zic că până la urmă veți primi vești de la această persoană că e pleacă undeva, e undeva la drum, poate veți afla. Deci dacă nu mai sunteți împreună cu această persoană, este foarte posibil să aflați că e undeva la drum, unde are trăiește bine, are chiar poate chiar are o nouă șansă, o nouă relație, niște câștiguri neașteptate sau un loc de muncă mai bun. Da, poate sau o profesie care îi aduce câștiguri mai bune, poate să fie și o astfel de situație. Posibil că și-a găsit, orică s-a împăcat cu cineva din trecutul său, poate să fie și o astfel de situație. E într-o perioadă în care nu te poți aștepta, nu poți să știi ce vine de la această persoană, pentru că e imprevizibilă, are idei nebunești, are nostalgie după trecut și își urmează drumul, își urmează steaua. Își urmează steaua, cu toate că și cu voi poate a fost întâlniri de destin. O să vedem dacă rămâne cu voi. Depinde poate de un tânăr, de un copil, sau depinde de această persoană. E foarte mândră, foarte orgolioasă această persoană.
Deci nu mi-a apărut nicio femeie aici în această etalare. Mi-a apărut doar o viață în care, într-adevăr, petrece, se distrează, iese, se plimbă, dar îmi pare că e în compania unor tineri, dacă e vorba de tineri, deci îmi pare în compania unor tineri, își urmează destinul, oricum mai are de învățat, încă mai vrea să se distreze, încă mai vrea să învețe, să studieze, să-și găsească o profesie, să-și găsească rostul său în lume. Poate deveni o persoană celebră. Puteți afla pentru unii dintre voi, care nu mai sunteți cu această persoană, că ajunge și celebru. Celebru, celebră. Poate să fie și acest lucru. Că își urmează steaua, destinul, drumul în viață. Pentru cei care sunteți într-o relație cu această persoană, puteți afla vește la aceasta în curând, cu toate că are și momente, are niște idei nebunești, sunteți în destin, poate să vă spună că a rămas și însărcinată, da? Poate și acest lucru. Poate să vă spună și acest lucru, că a rămas însărcinată sau că își dorește un copil cu voi. Poate să vă spună și acest lucru, că își dorește poate chiar căsătorie. Sau unii, pentru unii poate să spună că veștile care vin pot să vină că vă spune că mai vrea să mai studieze, vrea să mai facă o școală, o profesie, să schimbe ceva în viața sa. Are niște vise pe care și le împlinește. Vă va spune că și-a împlinit un vis. Poate și-a cumpărat o mașină, poate și-a cumpărat o casă. Dar are o viață de plăceri sau că pleacă într-o vacanță, poate și acest lucru. E posibil să vă invite într-o vacanță, e o idee nebunească. Deci pentru cei care sunteți într-o relație. Are idei nebunești, deci pot să spun că nebunul vorbește acest lucru, de lucrurile pe neașteptate care apar, aventuri, da? E o persoană mai aventuroasă, puteți afla așadar și de acest lucru, mai ales cei care nu aveți o relație stabilă cu această persoană, că e mai aventuroasă, cu toate că își va găsi destinul până la urmă. Deci, dacă sunteți cu această persoană, destinul pare să fiți împreună, vor veni vești noutăți, devine mai serios. Deci, va renunța poate la această viață de lux, poate și pentru că va face rost de niște bani, va obține niște bani, va avea un câștig neașteptat, un succes neașteptat, se mărește familia, da? Deci, pare că își dorește să, pentru unii, deci poate că chiar vă cere în căsătorie. Deci, mi apare care sunteți într-o relație care nu, în schimb, posibil să aflați că pleacă, își urmează destinul sau pe ideile sale nebunești. Haideți să vedem și la... pentru că e imprevizibil. Femeie sau bărbat pare imprevizibil. Și haideți să vedem și la a treia variantă. Ce veți primi în viitor apropiat de la persoana iubită? Aici pot veni vești legate și de muncă, de stres, de foarte multă muncă, de foarte multă oboseală, multă creativitate, poate. Posibil să vină prințul din povești, aici văd o dragoste, o dragoste care totuși are niște obstacole, are niște frici, niște temeri pentru a vă împăca. S-ar putea să vă spună că are niște probleme, pentru că a avut niște probleme, dar e foarte posibil, dacă sunteți împreună cu această persoană, că își dorește împăcarea, își dorește să se căsătorească, își dorește această împăcare, iubire împărtășită. Deci dacă sunteți într-o relație aceasta, cu această persoană, cu toate fricile sale, de care vă va spune, poate, că are frici, că le văd că le are și le ține, vă va spune că are niște frici, temeri, e frică de iubire, dar până la urmă pare că aduceți, vrea să devină acest bărbat mai matur, să se maturizeze, sau să devină tată, soț, vrea copii, vrea o familie, vrea, e o persoană generoasă, o persoană îndrăgostită. Deci dacă sunteți împreună cu această persoană, cu toate fricile sale, până la urmă vă va declara dragostea, vă va spune că vrea cu voi să facă o lume, să plece în lume, să aibă o lume cu voi, să aibă succes, să-și împlinească destinul, să devină tată. Deci vă va spune acest lucru dacă sunteți împreună. Că vrea să fie, să se căsătorească cu voi, că vrea să aibă o familie, sau dacă sunteți bărbat și ai femeie, această femeie o să vă spună până la urmă că ea își dorește un soț, ea vrea o iubire împărtășită. Voi vă consideră, cu toate care frici, temeri, vă consideră poate, posibil pentru unii dintre voi să vă spună și că e însărcinată. Dacă a rămas însărcinată și voi veți sărbători că veți fi tată, vă veți bucura, cu toate că sunt niște frici, are frică de răspunsul vostru, are frică de ceea ce îi puteți spune. Exact, a apărut nebunul. Deci a apărut,
copil sau, mă rog, ceva neașteptat care poate veni pe neașteptate, da, exact, mai multă seriozitate, deci va deveni o relație mai serioasă, vă veți angaja mai serios unul față de altul, puteți deveni, cu toate că aveți foarte mari îndoieli, aveți multe îndoieli, îndoieli dacă vă veți descurca, că vă dai citată cu copil, da, deci poate că aveți frică, teamă de ceva, dacă vă veți descurca cu banii, dacă vă veți descurca, deci dacă sunteți bărbat, iar dacă sunteți femeie, la fel, poate vă e teamă dacă va fi un bun tată pentru copii, dacă își va asuma responsabilitatea, dacă îl va recunoaște, aveți multe dubii, multe dubii, trebuie făcut o clarificare, da, deci voi aveți ca femeie multe, deci vă pot veni vești din partea acestui bărbat, acestui persoane la care voi vă gândiți dacă sunteți împreună, că vrea cu voi o relație, vrea cu voi o lume, vrea să devină tată, vrea să fie soț, vrea să aibă soț, vrea un copil, dar are multe dubii, poate vă spune chiar și de sarcină și are dubii dacă nu știe... Sau orică nu știe că încă, nu știe sigură dacă e însărcinată sau nu, orică vrea iubire, într-adevăr. Deci are frici, temeri, dar vrea iubire. Vrea iubire și vrea să fie devină, să fie iubită, să aibă parte de iubire, să aibă parte de dragoste împărtășită. Vrea o, cum să zic, vrea un copil, vrea să aibă și o viață liniștită, relaxată, vrea să se relaxeze, poate vrea o vacanță cu voi, deci poate să vă spună de acest lucru. Cu toate că dubile pot să vină și prin faptul că s-ar putea să nu fie tocmai sincer. Această persoană la care v-ați gândit voi, s-ar putea să fie un bărbat, dacă e vorba de un bărbat, să fie un bărbat care e cam iubăreț, așa să zic, da? Deci se îndrăgostește. Și e posibil să mai apară când și când, să mai pe la petreceri, pe la... Și mai, să-i mai aibă în, plan, în vedere pe câte cineva, să nu fie tocmai onest. De aici vă vine și aceste dubii care le aveți și aveți, deci trebuie făcute niște clarificări. Pot apărea vești de copii. Deci în această perioadă, la treia variantă, dacă sunteți, dacă nu sunteți în această relație cu această persoană, fricile voastre se vor demonstra întemeiate. Această persoană și-a găsit pe altcineva. Și-a găsit pe altcineva, poate chiar e și căsătorit, a plecat, deci își face o lume nouă, deci se termină relația cu voi și începe cu alta, a început cu alta, are cu alta sau s-a întors și era deja căsătorit, poate pentru unii dintre voi poate să fie și această situație, pentru că văd acest rege, care regele vorbește și de un tată. Da, deci e foarte posibil să se fi dus, să se fi dus la lumea sa, în lumea sa, deci la, s-a retras la... Deci a fost o aventură, a fost o nebunie, a fost o... aflați de acest lucru, da? Deci e foarte posibil. Dar în general pot să spun pentru cei care sunteți într-o relație că pare că această persoană, cu toate fricile care sunt, dubile sale, până la urmă pare că vă spune că vă iubește și că își dorește o lume cu voi sau chiar să plece undeva în lume cu voi. Și voi poate de aici aveți dubile, pentru că e bine să fie dubile acestea, pentru că s-ar putea să apară aici o chestiune în care are legătură și cu viața de petrecere, de plăceri, de lux, să zic așa. Apare o tânără, să vedem și cu această... Nu, apare suflete pereche, apare un copil, practic. Poate e vorba și de un copil, suflete pereche, un succes. Deci apare căsătorie, poate chiar, da? Deci... persoana cu care voi sunteți, dacă sunteți într-o relație cu aceasta, este persoana care, cu care vă va împlini visele, cu care veți avea poate și o vacanță undeva, veți avea și căsătorie, veți avea și copii, cu toate dubile care sunt, se vor clarifica, se va face lumină, se va face, veți avea o revelație. Dacă nu sunteți în relație cu această persoană, atunci veți afla că are copii sau că și-a făcut o altă familie, că are o relație suflet pereche sau chiar că s-a căsătorit sau se căsătorește. Cam astea sunt așadar și pentru a treia variantă predicțiile. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții. Ce vești prin de la persoana iubită în curând. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube Crista Roș și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!